Biblia pentru copii. Istoria mântuirii lumii, povestită pe înțelesul celor mici. Haideți să ne aducem aminte pe scurt despre ce am povestit în episodul trecut. După cum bine știm, Moise și Aron au fost trimiși de Dumnezeu la Faraon pentru a-l convinge să lase poporul Israel să plece din Egipt pentru a ține o sărbătoare în pustie, în cinstea lui Dumnezeu. Faraon însă nu s-a lăsat înduplecat, de aceea Dumnezeu l-a pedepsit. Primele 4 pedepse au fost următoarele. Prefacerea apei în sânge, broaștele care au umplut tot ținutul Egiptului, praful care s-a prefăcut în păduchi și muștele câinești care au invadat întreg Egiptul, ocolindu-i însă pe israeliți. Astăzi vom povesti despre ultimele 6 pedepse trimise de Dumnezeu asupra Egiptului. Domnul i-a zis lui Moise: du-te la Faraon și spune-i: așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor: lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece și dacă îl mai oprești, iată, mâna Domnului va fi peste turmele tale de pe câmp, peste cai, peste măgari, peste cămile, peste boi și peste oi, și anume va fi o ciumă foarte mare. Dar Domnul va face deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor, așa că nu va muri nimic din tot ce este al fiilor lui Israel. Mâine, Domnul va face lucrul acesta în țară. Faraon nu a dat ascultare acestor cuvinte și, în ziua următoare, toate animalele egiptenilor s-au îmbolnăvit, astfel că multe au și murit. Faraon a trimis slujitori în ținutul Gosen care, la rândul lor, au constatat că nicio vită din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și nu a lăsat poporul să plece. Atunci Domnul i-a spus lui Moise și lui Aron să-și umple mâinile cu cenușă din cuptor și Moise să o arunce spre cer, sub ochii lui Faraon. Această cenușă de cuptor va deveni țărână fină, care va acoperi toată țara Egiptului și va da naștere în toată țara pe oameni și pe vite la niște bube pricinuite de niște beșici fierbinți. Moise și Aron au făcut cele poruncise Domnul și toți egiptenii și toate animalele s-au umplut de bube. Magii nu s-au putut arăta înaintea lui Faraon din pricina bubelor, căci bubele erau pe magi și pe toți egiptenii. Și Domnul a împietrit inima lui Faraon astfel că acesta nu i-a ascultat nici de data aceasta pe Moise și pe Aron, așa cum Domnul îi spusese lui Moise. Apoi Dumnezeu iar i-a spus lui Moise: scoală-te dis de dimineață, du-te înaintea lui Faraon și spune-i: așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor, lasă poporul meu să plece ca să-mi slujească, fiindcă de data aceasta voi trimite toate pedepsele mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului tău, ca să știi că nimeni nu este ca mine pe tot pământul. Dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă, pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ, dar te-am lăsat să rămâi în picioare, ca să se vadă în tine puterea mea și numele meu să fie vestit pe tot pământul. Dacă te mai ridici împotriva poporului meu și dacă nu lași să plece, iată, mâine la ceasul acesta, voi face să bată o piatră așa de mare cum n-a mai fost în Egipt din ziua întemeierii lui și până azi. Puneți la adăpost, dar, toate turmele și tot ce ai pe câmp. Piatra va bate pe toți oamenii și toate vitele de pe câmp care nu vor fi intrat în case vor muri. Dar Faraon nu și-a pus la inimă cuvântul Domnului. Aceia dintre slujitorii lui Faraon, care s-au temut de cuvântul Domnului, și-au adunat în case robii și turmele. Ceilalți însă, care nu au dat ascultare acestei amenințări, și-au lăsat turmele pe câmp. În dimineața următoare, Moise a trebuit să-și ridice mâna spre cer și când a ridicat toiagul spre cer, Domnul a făcut să bată piatră și să tune. Domnul a trimis tunete și piatră și foc cădea pe pământ, pe oameni, pe animalele și pe plantele care erau pe câmp. În toată țara Egiptului nu mai bătuse piatră așa de mare de când egiptenii trăiau în această țară. Piatra a nimicit în toată țara Egiptului tot ce era pe câmp. Numai în ținutul Gosen, unde erau fiii lui Israel, nu a bătut piatră. Atunci, Faraon a trimis să cheme pe Moise și pe Aron și le-a zis:
De data aceasta am păcătuit. Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem cei răi. Rugați-vă Domnului să fie de ajuns și să nu mai fie tunete de la Dumnezeu și piatră și vă voi lăsa să plecați și nu veți mai sta. Dar Faraon nu a fost cinstit nici de data aceasta. Moise a răspuns: când voi ieși din cetate, voi ridica mâinile spre Domnul, tunetele vor înceta și nu va mai bate piatră ca să știi că al Domnului este pământul. Dar știu că tu și slujitorii tăi tot nu vă temeți încă de Domnul Dumnezeu. Moise a ieșit afară din cetate și și-a ridicat mâinile spre Domnul. Tunetele și piatra au încetat și ploaia nu a mai căzut pe pământ. Văzând acestea, Faraon și slujitorii săi au păcătuit în continuare și și-au împietrit inimile. Faraon nu a lăsat pe fiii lui Israel să plece, așa cum spusese Domnul. Piatra a distrus inul și orzul, dar grâul și ovăzul nu se distruseseră, pentru că ele se coc târziu. Deci mai erau șanse să crească grâul și ovăzul. Moise și Aron s-au dus la Faraon din nou și i-au spus, după cum le poruncise Domnul: așa vorbește Domnul, Dumnezeul evreilor, până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea? Lasă poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să lași poporul meu să plece, iată, voi trimite mâine niște lăcuste pe toată întinderea țării tale. Ele vor acoperi fața pământului, de nu se va mai putea vedea pământul, vor mânca ce a mai rămas, vor mânca ce v-a lăsat piatra, vor mânca toți copacii care cresc pe câmpiile voastre, îți vor umple casele tale, casele tuturor slujitorilor tăi și casele tuturor egiptenilor. Părinții tăi și părinții părinților tăi nu au văzut așa ceva de când sunt ei pe pământ și până în ziua de azi. Moise și Aron s-au întors și au ieșit de la Faraon. Atunci, slujitorii i-au zis lui Faraon: până când are să fie omul acesta o cursă pentru noi? Lasă oamenii aceștia să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Nu vezi că pământul este ruinat? Au întors la Faraon pe Moise și pe Aron. Duceți-vă, le-a zis el, duceți-vă și slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Care și cine sunteți cei care veți merge? Moise a răspuns: vom merge cu fiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și cu fiicele noastre, cu turmele și cirezile noastre, căci avem o sărbătoare a Domnului. Și Faraon i-a zis: copiii voștri cei mici nu vor merge cu voi, nu, nu, ci duceți-vă voi bărbații și slujiți Domnului, căci așa ați dorit. Atunci i-au izgonit pe Moise și pe Aron din palatul lui Faraon. Domnul i-a poruncit lui Moise să-și întindă mâna peste țara Egiptului. Moise și-a întins mâna și Domnul a făcut să o sufle un vânt dinspre răsărit peste țară toată ziua și toată noaptea aceea. Dimineața, vântul dinspre răsărit adusese lăcustele și lăcustele au venit peste țara Egiptului și s-au așezat pe toată întinderea Egiptului. Era un număr atât de mare cum nu mai fusese și nu va mai fi astfel de roi de lăcuste. Au acoperit toată fața pământului și n-a rămas nimic verde în copaci, nici plante pe câmp în toată țara Egiptului. Faraon a chemat îndată pe Moise și pe Aron și le-a zis: am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru și împotriva voastră, dar iartă-mi păcatul numai de data aceasta. Rugați-l pe Domnul Dumnezeul vostru să îndepărteze lăcustele. Moise a ieșit de la Faraon și s-a rugat Domnului. Și Domnul a făcut să sufle un vânt foarte puternic dinspre apus, care a luat lăcustele și le-a aruncat în Marea Roșie. N-a mai rămas nicio lăcustă pe toată întinderea Egiptului. Domnul a împietrit inima lui Faraon și el n-a lăsat pe fiii lui Israel să plece. Domnul i-a zis lui Moise: întindeți mâna spre cer ca să fie întuneric peste țara Egiptului, atât de întuneric încât să poată fi pipăit. Moise a ascultat și a fost întuneric gros în toată țara Egiptului timp de 3 zile. Nu se vedeau unii pe alții și nici unul nu s-a sculat din locul lui timp de 3 zile, dar în locurile unde trăiau toți fiii lui Israel era lumină. După aceste 3 zile, Faraon a chemat pe Moise și i-a zis: duceți-vă și închinați-vă Domnului, să nu rămână decât oile și boii.
Fiii voștri și femeile voastre vor putea merge împreună cu voi. Dar Moise a răspuns, chiar să ne dai tu însuți jertfele și arderile de tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru și turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi, căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru, căci până vom ajunge acolo, nu știm cu ce trebuie să slujim Domnului. Faraon i-a zis lui Moise, ieși de la mine să nu cumva să mai vezi fața, căci în ziua în care vei vedea fața mea, vei muri. Și Moise a spus, ai vorbit drept, nu-ți voi mai vedea fața. Atunci, Domnul i-a zis lui Moise, voi mai aduce o singură nenorocire asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea, vă va lăsa să plecați de aici. Când vă va lăsa să plecați, chiar vă va izgoni cu totul de aici. Atunci Domnul l-a însărcinat pe Moise să spună fiilor lui Israel ca fiecare să ceară de la vecinul lui și fiecare de la vecina ei lucruri de argint și lucruri de aur. Domnul însuși a făcut ca poporul să capete trecere înaintea ochilor egiptenilor, căci Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului înaintea slujitorilor lui Faraon și înaintea poporului. Moise a zis, așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece prin Egipt și toți întâii născuți din țara Egiptului vor muri. De la întâiul născut al lui Faraon, care stă pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râșniță și până la întâiul născut al animalelor. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi. Dar împotriva fiilor lui Israel, de la oameni până la animale, nici măcar un câine nu va schelălăi cu limba lui ca să știți ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel. Atunci, toți acești slujitori ai tăi se vor coborî la mine și se vor apleca până la pământ înaintea mea zicând, ieși tu și poporul care te urmează, după aceea voi ieși. Moise a ieșit de la Faraon aprins de mânie, dar Domnul a împietrit inima lui Faraon și el nu a lăsat pe fiii lui Israel să plece din țara lui, deși Moise și Aaron au făcut toate minunile înaintea lui Faraon și Domnul a trimis atâtea nenorociri. Moise a chemat pe bătrânii fiilor lui Israel și le-a spus tot ceea ce i-a poruncit Domnul lui și lui Aaron. În fiecare familie să se aleagă cât un miel fără cusur, perfect, în vârstă de un an. Vor putea lua dintre oi sau dintre capre. De Paști trebuia să-i înjunghe. Sângele acelui miel să-l adune într-un vas și seara să ungă cu ajutorul unui mănunchi de isop, o plantă egipteană, amândoi stâlpii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Apoi, nimeni să nu mai iasă din casă, căci acum vor trece îngerii Domnului prin țara Egiptului și toți întâi născuți, de la oameni până la animale, vor muri. Îngerii stricăciunii nu vor intra în casele ale căror stâlpi au fost unși cu sânge. Fiii lui Israel să facă acest lucru în fiecare an, până când Hristos, mielul lui Dumnezeu, își va jertfi sângele. Carnea trebuie să o mănânce chiar în noaptea aceea. Dacă va rămâne ceva din ea, să o ardă în foc, a doua zi dimineața. Mielul să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele. Când îl vor mânca, fiii lui Israel să aibă mijlocul încins, adică hainele lungi, ridicate și legate ca să poată fugi mai repede, încălțămintele în picioare și toiagul în mână și să-l mănânce în grabă, căci este Paștele Domnului. Mielul să-l mănânce cu azimi și cu verdețuri amare. Cu o săptămână înainte, fiii lui Israel vor scoate aluatul din casele lor, căci nu au voie să mănânce pâine dospită. În ziua dintâi și ziua șaptea vor avea o adunare sfântă. Aceste însărcinări le-a dat Domnul pentru sărbătorile Paștelor, care vor fi ținute mai târziu, după ce poporul va ieși din țara Egiptului. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, fiii lui Israel să-l ia cu vecinul lor cel mai apropiat și să mănânce mielul în aceeași casă. Fiii lui Israel au făcut toate treburile acestea cum le spusese Moise bătrânilor. Ei au înjunghiat mielul și au uns cu sângele lui stâlpii și pragul de sus al ușilor caselor. După aceea au mâncat mielul. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului.
de la întâi născutul lui Faraon, care stătea pe scaunul lui de domnie, până la întâi născutul celui închis în temniță și până la toți întâi născuții vitelor. Și Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii, și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. În aceeași noapte, Faraon a trimis pe slujitorii lui să cheme pe Moise și pe Aron și le-a zis: sculați-vă și ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și fiii lui Israel, duceți-vă și slujiți-i Domnului, cum a zis, luați-vă și oile și boii, duceți-vă și binecuvântați-mă. Egiptenii zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară, căci își ziceau, altfel toți vom muri. Poporul și-a luat plămădeala înainte de a se dospi și au învelit în haine vasele cu plămădeală și le-au pus pe umeri. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere în ochii egiptenilor, care le-a împlinit cererea și le-au dat lucruri de argint, lucruri de aur și haine. Fiii lui Israel au plecat din Ramses, din ținutul Gosen, spre Sucot, în număr de aproape 600.000 de bărbați care mergeau pe jos, în afară de copii și de femei. O mulțime de oameni de tot felul au mers cu ei, oameni care nu erau fii ai lui Israel, care însă au văzut plin de respect toate minunile Domnului. Fiii lui Israel au plecat din Ramses, din ținutul Gosen, spre Sucot, în număr de 600.000 de bărbați care mergeau pe jos, în afară de copii și de femei. O mulțime de oameni de tot felul au mers cu ei, oameni care nu erau fii al lui Israel, care însă au văzut plin de respect toate minunile Domnului. Fiii lui Israel au locuit 430 de ani în ținutul Gosen, până când Domnul i-a scos din țara Egiptului. Moise a luat cu el oasele lui Iosif, căci acesta a pus pe fii săi să jure înainte de a muri că îi vor duce oasele în țara Canaanului. Fiii lui Israel mergeau în rânduri de câte 5 persoane. Când au ajuns la Sucot, au copt azime din aluatul nedospit pe care îl luaseră cu ei. Fiii lui Israel au mai trebuit să asculte încă o dată poruncile Domnului privitoare la Paști și toți întâi născuții oamenilor și animalelor trebuiau oferiți lui Dumnezeu, pentru că Domnul i-a cruțat în acea noapte în țara Egiptului. Dacă vrei să afli continuarea acestei povestiri, abonează-te pe canalul meu de YouTube. Săptămâna viitoare vom povesti despre cum Dumnezeu a despărțit Marea Roșie pentru a deschide calea poporului Israel și despre începerea călătoriei poporului în pustie. Pe curând!